polițist a fost rănit după ce a fost atacat cu toporul în timpul unei intervenții. Un tânăr în vârstă de 26 de ani a amenințat cu toporul două persoane, iar polițiștii ajunși la fața locului au încercat să liniștească pe scandalagiu. În timpul altercației, unul dintre agenți a fost rănit cu un topor. Echipajul de poliție dirijat în locul indicat a identificat apelantul în persoana unui tânăr de 26 de ani, care avea în mână un topor cu care amenința alte două persoane, dintre care una era deja rănită. Polițiștii l-au somat să renunțe la comportamentul agresiv, însă nu s-a conformat, motiv pentru care au fost executate focuri de avertisment cu arma din dotare. Întrucât tânărul nu s-a supus somațiilor polițiștilor și a încercat să îi atace, lovindu-l pe unul dintre agenți, a fost executat un foc de armă înspre acesta, fiind rănit la nivelul gambei piciorului drept. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.